mai mult decât povești. Mai mult decât povești. Vă salut din nou, dragii mei ascultători! Și mă bucur să vă știu lângă aparatele de radio, dorind să aflați ce întâmplări s-au mai ivit în viața Polianei. După cum am auzit data trecută, domnișoara de la Weatherby, o infirmieră de la sanatoriul doctorului Ames, ar fi dorit cu ardoare să o vadă pe Poliana în preajma surorii ei mai mari, doamna Ruth Carew. De ce? Pentru că își dădea seama că prezența fetiței în casa mohorâtă a acestei doamne ar fi schimbat cu siguranță atmosfera de acolo prin schimbarea pe care ar fi adus-o în viața și inima surorii sale. Numai voioșia și mulțumirea care izvorau din sufletul Polianei ar fi avut puterea să facă acest lucru. De la văzuse cu ochii ei la sanatoriul doctorului Ames, unde Poliana și-a recăpătat abilitatea de a-și folosi picioarele, ce mult a însemnat prezența ei pentru bolnavii de acolo. A ști să găsești într-o situație ca a ei motive de mulțumire înaintea Domnului avea efectul de a aduce multă încurajare celor care aveau atâta nevoie de ea. Ca și doctorul Chilton, doctorul Ames își dăduse seama repede de influența benefică a acestei firave copilițe care dorea să joace cu oricine jocul mulțumirii. Așa încât Poliana a ajuns să fie considerată mai eficientă decât un pumn de medicamente. Deci, nu e de mirare că domnișoara de la Weatherby avea toate motivele să-și închipuie că această fetiță era ultimul remediu la care mai putea apela pentru a o putea ajuta pe scumpa ei soră mai mare să scape din închisoarea gândurilor ei. Era în această stare de captivitate pentru că se lăsase copleșită de jale în urma decesului soțului și apoi al copilului ei și în cele din urmă din cauza dispariției singurului ei nepoțel pe care un tată iresponsabil l-a smuls din mijlocul familiei la moartea mamei lui. După 8 ani de căutări înfrigurate, cele două surori, Della și Ruth, pierduseră aproape orice speranță de a-l mai găsi pe micuțul Jamie. Însă, în timp ce Della depășea tragismul situației dedicându-se îngrijirii bolnavilor din sanatoriul doctorului Ames, Ruth nu își putea reveni, lăsându-se pradă amărăciunii și supărării. După mai multe încercări eșuate, Della reuși până la urmă să scrie o scrisoare doamnei Polly Chilton pentru a-i o cere pe Poliana să o lase să locuiască în pensiune la sora sa pe timpul cât ea și soțul ei, doctorul Chilton, vor fi plecați în Germania. Ca să fie sigură că va primi un răspuns pozitiv, Della îl rugă și pe doctorul Ames, care le era prieten de familie, să intervină pe lângă doctorul Chilton cu o scrisoare de recomandare. Când Polly ascultă scrisoarea doctorului Ames citită de soțul ei, nu se mai putu opune dorinței celui ce îi redase nepoțele ei capacitatea de a merge. Așadar, luându-și inima în dinți, urmă să aducă la cunoștința copilei hotărârea ei de a o lăsa să-și petreacă toamna și iarna aceea la Boston, în casa doamnei Ruth Carew. Draga mea, începu mătușa Polianei, într-un moment când se aflau singure, ce zici tu dacă te-ai duce să-ți petreci iarna la Boston? Cu dumneavoastră? Nu, eu m-am hotărât să însoțesc pe unchiul tău în Germania, dar doamna Carew, o bună prietenă a doctorului Ames, îți oferă să stai la ea în pensiune în iarna aceasta și eu cred că trebuie să te las să te duci. Fața Polianei se încruntă puțin. Dar la Boston nu voi mai avea nici pe Jimmy, nici pe domnul Pendleton, nici pe doamna Snow, pe nimeni care mă cunoaște, mătușă Polly. Așa e, draga mea, dar nici pe aceștia nu i-ai avut mai înainte de a veni aici. Poliana surâse veselă.
Într-adevăr, mătușică Polly, și cred că la Boston mai sunt și alți Jimmy, domni Pendleton și doamne Snow care mă așteaptă, cu toate că încă nu-i cunosc, nu-i așa? Da, dragă. Atunci eu pot fi mulțumită cu asta. Cred că acum tu știi să joci jocul mai bine decât mine. Eu nu m-am gândit niciodată că ar fi acolo atâtea persoane care așteaptă să mă cunoască. Și este atâta lume în oraș. I-am văzut acum 2 ani când am trecut cu domnișoara Gray. Ne-am oprit acolo vreo 2 ore venind din vest și la gara am întâlnit un om foarte serviabil care mi-a spus unde aș putea găsi un pahar cu apă. Tu crezi că el mai este acolo și acum aș vrea să fac cunoștință cu el? Mai eram cu o doamnă cu o fetiță foarte drăguță. Locuia la Boston, mi-a spus chiar ea. Fetița se numea Suzy Schmidt. Aș putea să o mai văd. Mai era apoi un băiat și o altă doamnă cu un copilaș mic care locuiau în Honolulu. Poate o găsesc și pe ea. Tot acolo este și doamna Căru. Oare ea este o rudă de-a noastră? Sărmana de mine, Poliana! Răspunse doamna Chilton, pe jumătate veselă, pe jumătate plictisită. Cum ar fi posibil să urmăresc limba ta, cu atât mai puțin gândurile tale, când ele hălăduiesc tocmai la Honolulu și revin apoi în 2 secunde? Nu, doamna Căru nu este o rudă de-a noastră. Ea este sora domnișoarei de la Weatherby. Îți mai amintești de ea? De la sanatoriu. Poliana bătu din palme. Sora ei, sora domnișoarei Weatherby. Ah, atunci trebuie să fie încântătoare, sunt sigură. Căci doar așa este și domnișoara Weatherby, pe care o iubesc. Ochii și gura ei surâdeau când ne povestea întâmplări vesele. N-am avut-o ca infirmieră decât 2 luni, căci am venit la sanatoriu cu puțin înainte de plecarea mea. La început am fost supărată că n-am avut-o tot timpul să mă îngrijească, dar apoi mi-a trecut supărarea. Îți închipui că dacă aș fi avut-o tot timpul, mi-ar fi fost prea greu să mă despart de ea. Acum când o să mă duc la ea, voi avea impresia că mă duc la o soră de-a mea. Doamna Chilton respiră adânc și-și mușcă buzele. Dar, Poliana, nu poți să știi prea bine ce va fi acolo și dacă ele se aseamănă așa de bine una cu alta. Ele sunt surori, mătușă Polly, și eu aș crede că surorile se aseamănă. Au fost 2 surori gemene la doamnele de la asistență și semănau așa de bine că nu puteai să le deosebești una de cealaltă, deși una se numea doamna Peck, iar cealaltă se numea doamna Jones. Într-o zi a apărut o aluniță pe nasul uneia dintre surori și de atunci, firește, ne-a fost ușor să le deosebim una de alta. Odată când doamna Jones se plângea că lumea o ia drept doamna Peck, i-am spus că dacă lumea s-ar uita întâi la aluniță ca mine, n-ar mai face o astfel de greșeală. Dar ea s-a supărat, cu toate că ar fi trebuit să fie fericită, că are ceva care să o deosebească de sora ei, mai ales că era președintă și nu putea suferi să nu-i se ofere la biserică cel mai de seamă loc și cea mai multă atenție. Nu suferea să fie uitată. Remarca mea nu mi-a plăcut și din alte motive. Mai târziu am auzit pe doamna Rose spunând că doamna Jones a făcut tot ce se poate face ca să pună sare pe coada unei păsărele. Mătușă Polly, este adevărat că dacă pui sare pe coada unei păsări, scapi de alunițe? Desigur că nu, fetița mea. Dar cum poți tu să vorbești astfel de lucruri despre doamnele de la asistență? În zilele ce urmară, în timp ce se făceau schimburi de scrisori între Boston și Beldingsville, cu privire la găzduirea Polianei peste iarnă, copila făcea vizite de adio pe la toți prietenii ei. În acest mic orășel din Vermont, toată lumea o cunoștea pe Poliana și aproape toți jucau jocul mulțumirii cu ea. Poliana mergea din casă în casă, ducând peste tot vestea că va pleca la Boston ca să ierneze acolo. Și peste tot se ridicau exclamări de regret. De la bucătăria mătușii Polly, unde trona Nancy, până la casa cea mare de pe colină, unde locuia domnul John Pendleton. Nancy nu se sfia să spună fiecăruia, în afară de stăpâna sa, că ea considera această plecare la Boston o nebunie și că mai bine ar fi dus-o pe Poliana acasă la mama ei, iar doamna Polly ar fi putut pleca în Germania fără nicio grijă. Domnul Pendleton zicea de fapt același lucru, cu singura deosebire că el nu se sfia să o spună pe față chiar doamnei Chilton. Iar Jimmy, băiețașul de 12 ani pe care îl luase la el pentru că așa dorise Poliana și pe care acum îl adoptase, era indignat și avea nevoie de explicații.
Dar tu o să mai vii înapoi? Îi reproșă el Polianei, cu tonul caracteristic unui băiat care caută să ascundă cele ce se petrec în sufletul lui. Eu sunt aici din luna martie și nu știu dacă o să rămân acolo numai iarna aceasta. Mă faci să râd. Ai lipsit tot anul și dacă aș fi bănuit că pleci din nou așa de repede, cu siguranță că la venirea ta de la sanatoriu nu te-aș mai fi întâmpinat cu drapele și cu muzică. Bine, Jimmy, bine, răspunse Poliana cu un ton iritat și cu un aer de superioritate provenit din mândria ei rănită, adăugă. Nu ți-am cerut eu să-mi ieși în întâmpinare cu muzică și cu stegulețe, apoi tu încă mai faci greșeli de exprimare. Da? Și cum aș putea, mă rog, să-mi îmbunătățesc vorbirea? Poliana îl privi grav și mai revoltată. Mi-ai cerut în vara aceasta să-ți atragă atenția când vei face greșeli în vorbire, pentru că domnul Pendleton ar dori să înveți să vorbești corect. Ei bine, dacă și tu ai fi fost crescut într-un orfelinat, fără ca nimeni să aibă grijă de tine împreună cu o serie întreagă de babe, ai fi vorbit poate ca și mine, sau poate chiar mai rău, Poliana uitie. Bine, Jimmy, bine, zise Poliana luând foc de mânie. Doamnele mele de la asistență nu erau babe, adică cele mai multe dintre ele nu erau bătrâne. Se corectă ea, întrucât grija de a spune adevărul întrecea mânia ei și... Eu nu mă numesc Jimmy Bean, întrerupse băiatul, ridicându-se oarecum semeț. Nu mai ești? Ei bine, Jimmy Bean, ce vrei să spui prin asta? Am fost adoptat legal. El dorea totdeauna să mă adopte și acum această dorință este fapt împlinit. Trebuie să mi se spună Jimmy Pendleton, iar eu îi zic lui unchiul John. Numai că nu m-am obișnuit încă să-l chem așa și mă încurc încă destul de des. Băiatul vorbea cu un ton supărat, dar de pe fața fetiței dispăruse orice urmă de supărare ascultându-l. Ah, ce frumos! Acum nu va mai fi nevoie să explici la nimeni că domnul Pendleton nu e tatăl tău, pentru că port numele lui. Sunt așa de mulțumită, mulțumită, mulțumită! Băiatul se ridică de lângă fereastra unde fusese amândoi așezați și plecă cu obrajii arzând și cu ochii plini de lacrimi. El știa că toate acestea se petrecuseră numai și numai datorită stăruinței Polianei și tocmai el venea acum cu reproșuri. Ridică de jos o pietricică, apoi alta și încă una. Lacrimile îi curgeau fără voie. Începu să arunce pietricelele. Apoi, un minut mai târziu, băiatul era lângă Poliana, rezemat iarăși de același zid. Pun pareu că aș putea ajunge la bradul acela înaintea ta, zise el cu un ton degajat. Pariez că nu, răspunse Poliana, sculându-se de jos. Întrecerea n-a durat mai mult de 2 secunde, pentru că ea și-a adus aminte la vreme că alergatul îi era încă interzis. Cât despre Jimmy... Obrajii lui nu mai ardeau, iar ochii nu-i mai erau plini de lacrimi. Se schimbase și devenise el însuși. Pe măsură ce se apropia 8 septembrie, ziua când Poliana trebuia să sosească, doamna Ruth Carew se simțea din ce în ce mai nervoasă și mai supărată pe ea însăși. Regreta că a promis să primească fetița. Într-adevăr, nici 24 de ore n-au trecut până să-i scrie surorii sale, rugându-o să o deslege de promisiunea dată. Dar Della i-a răspuns că deja era prea târziu, deoarece atât ea cât și doctorul Ames scriseseră familiei Chilton. În scrisoarea primită de la Della era anunțată că doamna Chilton și-a dat consimțământul și că peste câteva zile dânsa va fi la Boston pentru a se înțelege cu doamna Carew asupra școlii pe care trebuia să o urmeze fetița, făcând totodată și alte aranjamente. Nu mai era, deci, nimic de făcut decât să lase lucrurile să-și urmeze cursul lor natural. Doamna Carew nu părea deloc bine dispusă. Încercă totuși să fie politicoasă când Della și doamna Chilton s-au prezentat la ea acasă. Din fericire, sosirea Polianei nu fusese fixată la o dată prea îndepărtată, căci timpul care trecea
în loc să o împace pe doamna Carew cu ideea de a mai adăuga un membru familiei ei, o umplea cu un sentiment de iritare, provocat de ceea ce-i plăcea să numească o încercare absurdă de a aplica planul nechipsuit al surorii sale Della. Della însă își observă starea ei de spirit, dar speranța îi era la Poliana și se hotărâ să lase lucrurile să se descurce singure, aranjă în așa fel ca sora ei să vină să le aștepte la gară. După ce saluturile și prezentările fuseseră făcute, sub pretext că este așteptată de cineva, se retrase brusc. Doamna Carew abia a avut timp să se gândească la obligațiile ce le avea de îndeplinit, că se și pomeni singură cu fetița. Oh, dar Della, nu pleca așa, eu nu pot!" strigase ea agitată, văzând-o pe sora ei îndepărtându-se. Ce curios că dânsa n-a mai așteptat, nu-i așa?" zise Poliana, ai cărei ochi urmăreau plin de mirare infirmiera care se depărta. Și eu mă bucuram așa de mult să fiu câteva clipe cu dânsa, dar v-am pe dumneavoastră, nu-i așa? Eu pot să fiu mulțumită cu atât." Ah, da, tu mă ai pe mine și eu te am pe tine," zise doamna, nu tocmai bine dispusă. Vino să ieșim pe aici," adăugă ea, luând-o spre dreapta. Supusă, Poliana mergea alături de doamna Carew, traversând gara mare și tot aruncând câte o privire cercetătoare la fața morocănoasă a doamnei. În sfârșit, ea îi zise sfios. Poate ați crezut că eu sunt drăguță?" vorbi la întâmplare cu un ton oarecum tulburat. Drăguță?" repetă doamna Carew. Da, cu bucle și cu tot restul. Și normal, dumneavoastră v-ați imaginat cum să fiu și ce trebuie să fac pentru dumneavoastră. Eu nu sunt frumoasă, am pistrui pe față și nu-i plăcut deloc pentru dumneavoastră dacă ați așteptat o fetiță drăguță și când colo a sosit una ca mine. Oh, ce prostie copilărească!" întrerupse doamna Carew. Vino să ne ocupăm de bagajul tău, apoi să mergem acasă." Credeam totuși că sora mea va veni cu noi, deși se pare că nu." Poliana surâse și dădu din cap. Cineva probabil are nevoie de ea la sanatoriu. Fără îndoială că nu e o plăcere când cineva îți solicită tot timpul liber, totuși te poți bucura de cei ce au nevoie de serviciile tale." Niciun răspuns. Poate pentru că era pentru prima dată în viața doamnei Carew când ea se întreba dacă în lumea asta mare există cineva care să aibă într-adevăr nevoie de ea. Poliana nu observă expresia doamnei Carew. Era foarte ocupată să privească tot ce era în jurul ei. Vai, ce mulțime de lume!" zise ea veselă. Sunt chiar mai mulți decât rândul trecut când am venit pe aici. Cu siguranță că doamna și copilul care locuiesc în Honolulu nu pot fi aici. Dar era o fetiță, Susie Schmidt, care locuia în Boston, pe care poate o cunoașteți." Nu, eu nu cunosc pe Susie Schmidt," replică sarcastic doamna Carew. Era foarte drăguță, avea bucle frumoase, negre, așa cum voi avea eu când voi fi în cer. Dar n-are nicio importanță, este posibil să o găsesc și o voi aduce să o cunoașteți și dumneavoastră." A, dar ce mașină frumoasă, nu ne vom urca în ea?" întrebă Poliana, oprindu-se în fața unei superbe limuzine, al cărei șofer ținea ușa deschisă. Șoferul încerca să-și stăpânească râsul, dar nu-i prea reușea. Doamna Carew spuse oarecum plictisită că nu consideră automobilul decât un simplu mijloc de transport dintr-o parte într-alta. Apoi adăugă. Da, ne vom urca în ea. Acasă, Perkins?" spuse ea, adresându-se șoferului, care respectuos așteptase porunca doamnei. A, ea dumneavoastră?" întrebă Poliana. Ce frumoasă e! Atunci dumneavoastră probabil că sunteți bogată." Foarte bogată, mai bogată decât cei ce au covoare persane în toate camerele și prăjituri la masă în fiecare duminică, așa ca doamna White, una din doamnele de la asistență. Știți dumneavoastră, eu credeam că ea este bogată, dar acum știu că a fi bogat înseamnă a avea inele cu diamante, servitori, mantouri de blană scumpă, rochii de mătase și catifea pe care să le porți în fiecare zi și o mașină. Dumneavoastră aveți toate acestea? Ei bine, da, așa cred," admise doamna Carew,
cu un surâs ușor. Atunci dumneavoastră sunteți bogată? Adăugă Poliana cu multă seriozitate. Mătușa mea Poli are și dânsa lucruri frumoase, însă automobilul ei este un cal. Dar mie îmi place să mă plimb pe acolo cu trăsurica. Cu automobilul nu mi s-a întâmplat să merg decât o singură dată, atunci când după ce m-a lovit o mașină am fost transportată la spital. Unchiul lui Tom i-ar plăcea să aibă o mașină pentru drumurile sale. După cum știți, este doctor și toți ceilalți doctori din oraș au acum mașină. Nu știu cum se va sfârși, că mătușa mea nici nu vrea să mă audă vorbind de așa ceva. Știți, dânsa vrea ca unchiul Tom să aibă tot ce-și dorește, însă cu o condiție, ca el să nu dorească decât ceea ce-și dorește ea. Atunci? Doamna Căru începu să râdă. Atunci înțeleg, răspunse ea. Bine, zise Poliana mulțumită. M-am gândit eu că o să mă înțelegi, deși felul meu de a mă exprima nu pare a fi tocmai clar. Ce case mari! Exclamă Poliana privind în jurul ei. Astea nu se mai termină niciodată? Dar desigur trebuie case multe pentru a adăposti toți oamenii aceștia care sunt pe străzi. Și cu cât sunt oameni mai mulți, cu atât poți avea mai multe cunoștințe. Eu iubesc oamenii, dar dumneavoastră? S-o iubesc oamenii? Da, oamenii, pe fiecare, pe toată lumea. Ei bine, Poliana, eu nu pot spune că iubesc pe toată lumea, replică doamna Căru foarte rece și își zicea în sine. Iată predica numărul 1. Cred că o să fiu forțată să iubesc pe aproapele meu ca sora mea de la. Dumneavoastră nu iubiți pe toată lumea? Eu da, zise Poliana oftând. Și aici trebuie să ai oarecare gentilețe și originalitate. N-aveți idee ce fericită sunt că am venit la Boston. Știam eu că o să fiu mulțumită din clipa în care am aflat că dumneavoastră sunteți dumneavoastră. Vreau să spun că sunteți sora domnișoarei Weatherby. Eu o iubesc pe domnișoara Weatherby. Prin urmare știam că o să vă iubesc și pe dumneavoastră. Că desigur surorile se aseamănă, chiar dacă nu sunt gemene ca doamna Jones și doamna Peck, care nu erau totuși asemănătoare din cauza aluniței. Îmi dau seama că dumneavoastră nu știți despre ce este vorba, deci am să vă explic. Și astfel, doamna Căru se pregătise pentru o predică de morală socială, dar spre mirarea ei și oarecum spre deziluzia ei, se pomeni ascultând povestea unei alunițe de pe nasul doamnei Peck, una din doamnele de la asistența socială. În momentul în care istorioara se termină, limuzina și-i dădea colțul spre calea Confederației, iar Poliana a început să admire frumusețea unei străzi care avea o lungă promenadă pe mijlocul ei și care părea cu atât mai frumoasă cu cât traversa mai multe străzi mici și înguste. Eu cred că toată lumea ar vrea să locuiască aici, zise ea plină de entuziasm. Probabil, dar asta ar fi imposibil, răspunse doamna Căru cu oarecare indiferență. Poliana, închipuindu-și că doamna este supărată pentru că nu locuiește și ea pe acea stradă frumoasă, se grăbea să găsească repede o scuză onorabilă. Ah, dar dumneavoastră locuiți chiar aici, zise ea văzând că mașina se pregătea să se oprească în fața porților înalte ale unei case frumoase. Așadar, doamnă, dumneavoastră locuiți chiar aici. Da, chiar aici locuiesc, răspunse doamna, însă cu o oarecare enervare. Ah, ce mulțumită sunt că dumneavoastră puteți locui într-o casă așa de frumoasă, explodă fetița. Nu sunteți fericită? Cred că da. Doamna Căru nu răspunse. Pentru a doua oară în 5 minute, Poliana era nevoită să caute o scuză onorabilă. Desigur, eu nu vorbesc de acel fel de fericire care vine dintr-o îngânfare, ci de acea fericire care te face să scoți strigăte de veselie, să salți, să lovești ușa. Deși aceasta nu este prea corect, zise Poliana, săltând de bucurie. Șoferul părea ocupat de mașină. Doamna Căru, totdeauna cu înfățișarea rece, începu să urce pe scările largi de piatră. Vino, Poliana! 5 zile mai târziu, de la Weatherby primi de la sora ei o scrisoare, pe care o deschise cu multă nerăbdare.
era prima scrisoare pe care o primea după sosirea Polianei la Boston. Scumpa mea soră, cel puțin de milă de la, pentru ce nu mi-ai dat oarecare indicație asupra fetiței pe care mi-ai impus-o oarecum? Eu sunt aproape nebunită și cu toate acestea nu o pot trimite înapoi așa de simplu și ușor. De 3 ori am vrut să fac asta, dar înainte ca vorbele să-mi iasă din gură, ea le oprește spunându-mi cât de mulțumită se simte aici și cât de bună sunt eu că-i permit să locuiască cu mine cât timp mătușa ei este în Germania. Desigur că dacă va începe să-mi țină predici și să-mi numere bogățiile de care eu mă bucur, o voi trimite acasă. De 2-3 ori am crezut că este gata să înceapă, dar a terminat totdeauna prin povestiri ridicole despre doamnele de la asistența socială care s-au ocupat de ea. Dar Tela este imposibilă, ascultă. Mai întâi este amorezată de casă. Din prima zi când a intrat aici, m-a implorat să deschid toate camerele și n-a fost mulțumită decât când întunericul a fost alungat de peste tot, ca să poată vedea ea mai bine toate lucrurile minunate pe care le declară încă mai frumoase decât obiectele domnului Pendleton, un domn care probabil locuiește la Beldingsville. Apoi, ca și cum n-ar fi fost de ajuns să mă alerge de la un capăt la altul al casei, a făcut ce a făcut și a descoperit o rochie de seară din saten alb, pe care n-am mai îmbrăcat-o de ani de zile. M-a rugat să o îmbrac și am îmbrăcat-o, fără să știu nici eu de ce. Asta nu înseamnă altceva decât că sunt incapabilă să-i rezist. Și ăsta nu e decât începutul. M-a rugat apoi să-i arăt rochiile mele, în timp ce ea mă distra povestindu-mi istoria cu cârjele misionare. Desigur, rochiile au dus-o la bijuterii și a fost așa de entuziasmată la vederea 2-3 inele pe care le port, încât am fost obligată să deschid caseta mea de bijuterii, fără alt motiv decât acela de a vedea ochișorii ei minunați, făcându-se așa de mari de uimire. Și de la am crezut că o să o ia razna. M-am podobit cu toate inelele, broșele, brățările și colierele pe care le am și a insistat să-mi pună pe cap cele 2 cununi cu diamante pe care le am. Și a făcut-o așa de bine încât m-am pomenit stând pe scaun, încărcată cu perle și cu diamante, ca o zeiță indiană în templul ei. Mai ales când acest copil imposibil a început să danseze în jurul meu, bătând din palme și cântând "Ce frumoasă sunteți, ce frumoasă sunteți! Dacă aș putea să vă suspend de o sfoară la fereastră, ce prismă frumoasă ați fi!" Ei bine, ce zici de asta? Fără îndoială că asta nu-i totul. Nu-i decât începutul. Poliana este aici de 4 zile și n-a avut un minut de astâmpăr. Numără deja printre prietenii ei măturătorul și agentul de poliție din cartier, ca să nu mai vorbesc de toate persoanele pe care le am în serviciu. Toți par fermecați de ea. Dar nu crede că și eu sunt la fel? Asta n-ar fi exact? Ți-aș fi trimis copila imediat dacă nu m-aș fi simțit obligată să-mi țin promisiunea de a o găzdui la mine în iarna aceasta. Cu toate acestea, mi este imposibil să-l uit pe Jamie și marea mea mâhnire. Din contră, această fetiță mă face să simt mereu mai adânc pierderea copilului, pentru că o consider pe ea în locul lui. După cum îți spuneam, eu o voi ține aici până va începe să predice. În ziua aceea ți-o voi trimite? A ta cu toată dragostea, deși foarte tulburată, Ruth. Poliana n-a încercat să predice într-adevăr, își zise de la Weatherby, râzând și împăturind scrisoarea surorii sale. Ah, Ruth, Ruth, mărturisești că ai deschis toate camerele să alungi întunericul, că te-ai îmbrăcat cu o rochie de saten și că ai participat la toate jocurile voastre, cu toate că nu-i nicio săptămână de când Poliana este la tine. Dar ea n-a predicat încă. Oh, nu, ea n-a predicat. Poliana zicea că îi place la Boston. Dar și mai mult i-ar plăcea dacă orașul n-ar fi așa de mare. Înțelegeți dumneavoastră, explica ea serios doamnei Carew a doua zi după sosire, cum că aș vrea să văd și să cunosc întreg orașul, dar nu pot. Este tocmai ca mesele date de mătușa Polly, pline cu atâta mâncare. Desigur te poți veseli când ai atâtea bunătăți, dar nu puteam să-mi opresc părerea de rău că mesele de gală ale mătușii mele nu țineau până în zilele în care nu mai aveam nici prăjituri și nici măcar biscuiți. Cam aceeași părere o am despre întinderea orașului Boston. Aș vrea să duc o parte cu mine la Beldingsville, ca să am ceva noutăți și la vară.
Dar bineînțeles că asta nu-i posibil. Orașele sunt ca înghețata. Nici înghețata nu o poți ține așa de mult. Am încercat să țin mult înghețata, dar n-am reușit. S-a topit. Spre deosebire de cei ce cred că pentru a cunoaște lumea trebuie să începi cu locurile cele mai îndepărtate, Poliana a început să cunoască Bostonul explorând vecinătățile imediate, și anume Casa Măreață, în care locuia în Calea Confederației. Aceasta, împreună cu lecțiile de la școală, îi ocupară în întregime timpul și atenția vreme de mai multe zile. Avea atâtea de văzut și de învățat, totul era așa de minunat și de frumos, de la micii butoni din perete, care umpleau camerele de lumină, până la sala cea mare de oaspeți, decorată cu picturi și cu oglinzi. Erau apoi de cunoscut atâtea persoane plăcute, căci în afară de doamna Căru, mai era Maria, care curăța prin saloane, răspundea la sonerie și ducea pe Poliana la școală în fiecare zi, Brigit, care locuia lângă bucătărie și prepara bucatele, Jenny, care servea la masă, și Perkins, care conducea mașina. Erau toți simpatici și originali. Poliana sosise într-o luni și se scursese aproape o săptămână înaintea primei duminici. În acea dimineață de duminică, ea cobora scările cu un aer radios. Dar ce a spus Poliana doamnei Căru după ce a coborât scările, vom afla data viitoare, când ne vom întâlni din nou la lectura cărții Poliana sau Taina Mulțumirii, de Harriet Loomis Smith. Până atunci, dragii mei ascultători, vă doresc multă înțelepciune pentru a găsi în orice moment tot felul de motive de mulțumire cu care să puteți veni înaintea Domnului ca să vă închinați Lui. Dumnezeu se bucură nespus de recunoștința copiilor Săi, motiv pentru care și noi vom fi de două ori mai mult mulțumiți. Pe curând, dragii mei! Ați ascultat o emisiune realizată de Sanda Sândulescu. Mai mult decât povești. Mai mult decât povești.